În această primăvară, în comuna Popeș, va fi amenajat primul stadion cu gazon sintetic din mediul rural, care va avea dimensiuni normale, singurul de acest gen existent până în prezent în județul Vâlcea, fiind cel din Zăvoi. Primarul, Constantin Șerban, spune că decizia ca baza sportivă din Popeș să fie dotată cu gazon sintetic a survenit ca urmare a numeroaselor probleme care au apărut la plantarea gazonului normal. Alesul UNPR a precizat că sinteticul va fi montat într-un timp foarte scurt, iar stadionul va fi inaugurat cu siguranță până în primăvară acestui an. E o investiție în primul rând de suflet. Se face un stadion sintetic la dimensiuni normale de 100 pe 60 pentru jocurile echipei din divizia D. Sperăm ca maxim într-o lună să fie gata să jucăm pe ea. De mâine se împrejmuiește, se lucrează la infrastructură, după aceea se va monta gazonul artificial. Vrem să jucăm în maxim o lună să jucăm pe el și după aceea o să continuăm cu amenajarea unei tribune și alte bestiare. Avem niște bestiare, dar sunt mai deteriorate, mai vechi. Am mers pe considerentul că vom pune această bază gazon sintetic pentru că prevedem că pe viitor vor veni echipe în cantonament în zona Orezul, zona Govora și o să aibă nevoie de un teren să joace. Probabil că o să fie și profitabil din punct de vedere financiar pentru noi. Suntem și noi în faza în care să dezvoltăm puțin turismul, având în vedere că avem un proiect pe trasee turistice și încercăm să amenajăm un satul Pirisba, unde va fi un sat turistic, să spunem așa, și ne legăm de orice lucru în care sperăm să vă aducă beneficii pentru bugetul local.